un anume domn Wexler. Îl cunoașteți? Ați auzit de el? Reprezintă minoritatea evreiască din România. Mi-aduc aminte la proiectul subsemnatei lege împotriva antiromânismului, cum domnul Wexler a stat în Senat până s-a asigurat că legea nu trece. Și nu e vreunul afară de mine care să se considere reprezentant unui stat suveran și independent, România. Doamne ferește, cum să accepte Wexler una ca asta? El știe că trebuie să conducă România așa cum și el primește ordine de la mai mari lui, din seminția lui, pentru că România va fi patria unde se vor refugia ei toți. Nu, domnule Wexler? Deși articolul 3, aliniatul 4 din Constituția României este mai mult decât clar. Pe teritoriul statului român nu pot fi strămutate sau colonizate populații străine. Așa că, încălcând toată diplomația și istoria României, domnul Wexler a solicitat Parlamentului în regim de urgență o ședință în care parlamentarii să vizioneze imagini și filme uripilante cu măcelul din Israel provocat de Hamas, uitând să prezinte și filme și poze uripilante cu măcelul din Palestina provocat de Israel. Acolo voi ați produs un adevărat holocaust împotriva celor amărâți de palestinieni și ați acționat pe principiul legii talionului, ceea ce nu este permis. Ce ar mai fi să aplicăm și noi românii legea talionului? Oare nu ar fi mai bine? Ia să ne gândim, dragi români, să copiem și noi ceea ce face conducerea statului Israel și să ne pedepsim și noi călăii, omorându-i, cum ne-au omorât și ei, pe noi și ai noștri. Ce ziceți, domnilor, Orban, Câțu, Ciucă, Ciolacu, Iohannis, Rafila, Voiculescu, Mihailă, Arafat, Gheorghiță, Tătaru, Cercel, Mahler, etc.? Să vă băgăm pe gât obiectul acela mizerabil cu care ați omorât oamenii în pandemie și să vă băgăm în saci negri de plastic, să vă aruncăm în grop comune, fără ca vreun membru al familiei voastre să participe, așa ca pe niște câini aruncați pe marginea drumului. Ce ar fi, doamnelor și domnilor, din partidele care ați condus timp de 33 de ani România să vă luăm toate casele, mașinile, ceasurile, conturile, firmele și să le dăm poporului român? Iar pe voi să vă legăm în piața publică, să vă lăsăm să muriți de foame și frig sau de căldură excesivă până crăpați, așa cum ați făcut cu poporul român. Ce ziceți, doamnelor și domnilor, din sistem, băieți și fete din servicii, să vă distrugem și să vă lăsăm pe drumuri așa cum ați făcut cu națiunea noastră? Ce ziceți voi ăștia de ați violat copii și femeile și le-ați prostituat să facem și noi așa cu copiii și femeile voastre? Faceți un exercițiu de gândire să vedeți ce înseamnă ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Îmi este clar că nu mai aveți pic de credință în Dumnezeu. Să vede clar, după cum adoptați, obiceiuri ale altor religii. Doar ca să vă arătați câte slugi sunteți. Cu acest discurs, senatoarea Șoșoacă făcea o carieră politică fulminantă în România anilor 30. Ani de zile, instigarea la violență și omor îndreptată asupra evreilor, dar și a românilor jidoviți, acelor decretați nu buni români, a fost pregătirea pentru coșmar. Au urmat asasinatele comise în realitate, au urmat pogromurile, cu concursul oportunist al partidelor zise democratice, frățiile de cruce ale pitecantropilor ucigași au ajuns să guverneze discreționar România. Și ar fi rămas la putere dacă Hitler n-ar fi considerat că mareșalul Antonescu îi e mai util. Aur și Șoșoacă, măsură a gradului de abjecție din poporul român, urcă în sondaje. O idee comună, stupidă, este: nu se poate, domne. Istoria nu se repetă. Dimpotrivă, istoria are ticul nervos să se repete. Oricât de groaznic a fost ce s-a întâmplat în trecut, ba uneori și mai abitir. O
altă idee comună stupidă este: românii sunt un popor primitor, blând, vesel și tolerant. În urmă cu nu prea multe decenii, poporul român a fost în majoritate respingător, antiuman, omorător. Nu peste multă vreme o să vedem din nou cine suntem, dincolo de închipuirile pe care ni le vindem nouă înșine.